Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Leu. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Leu sau pentru cei care aveți luna natală, ascendentul sau orice alt plasament planetar în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți în viața voastră o persoană din Zodia Leu și vreți să vedeți ce se întâmplă cu această persoană în luna iulie. Hai să scoatem o carte pentru partea de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, afaceri, carieră, situație financiară. Foarte frumos! În primul rând aici, pe partea de dragoste pentru lei, a apărut 10-le de monede. O carte care ne vorbește despre un cămin fericit, despre o familie fericită, despre o relație de cuplu foarte stabilă care o să ducă către întemeierea unei familii. Pentru cei care sunteți singuri, aveți foarte mari șanse în luna iulie să întâlniți această persoană care să vă doriți să întemeiați o familie în viitor. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, aici văd o energie foarte plăcută, foarte stabilă pe relația voastră de dragoste. E posibil pentru o parte dintre voi să treceți la următorul nivel de stabilitate. Dacă sunteți mai tineri, e posibil să vă prezentați iubitul sau iubita părinților, e posibil să vă logodiți, să vă mutați împreună, să vă căsătoriți, să aflați că o să aveți un copil, dacă sunteți mai în vârstă, să aflați că o să aveți un nepot. Aici e vorba de foarte multă stabilitate, de lucruri din acestea tradiționale care se întâmplă de-a lungul duratei de viață a unei relații. Hai să clarificăm acest 10 de monede pentru nativii din Zodia Leu pe partea de dragoste în luna iulie. Ok, foarte frumos, foarte frumos. Bun, 10-le de monede, clarificat de îndrăgostiții, arcana majoră care în tarot ne vorbește despre relații de tip suflet pereche, dar și despre alegerile pe care le facem în relațiile noastre. Dacă cineva din Zodia Leu are o relație sau este interesat de cineva din Zodia Gemeni, aici lucrurile par foarte importante, foarte accentuate în luna iulie. Aveți grijă, în schimb, când faceți aceste alegeri în viața voastră, la ce puneți pe primul loc, cariera sau relația, ceea ce își dorește partenerul sau partenera voastră sau ceea ce își dorește familia, ceea ce vă doriți voi de la relație sau așteptările societății. Da, aici trebuie să jonglați cu aceste elemente și sfatul meu ar fi să vă ascultați ceea ce vă dictează inima, ceea ce vă dictează conștiința voastră. Nu ascultați de ceea ce vă spun oamenii din exterior, pentru că la urma urmei nu ei, nu mama, nu tata, nu fratele, nu sora, nu vecinul va trebui să trăiască alături de această persoană, ci voi sunteți cei care vreți să vă clădiți aici o viață împreună cu persoana de care sunteți interesați sau interesată. Mai departe, în privința sănătății, aici avem 8-ul de bâte, o carte care ne vorbește despre foarte multă viteză, despre lucruri care se întâmplă foarte rapid.
Aveți grijă, toți leii în luna iulie să nu conduceți cu foarte mare viteză. Respectați limita de viteză pentru că aici apare riscul de accidente. De asemenea, optul de bâte fiind o carte din suita aceasta de bâte care ne vorbește despre foc, despre căldură, despre lucruri care se întâmplă rapid, aveți grijă la posibile accidente casnice din cauza neatenției. Și pentru cei care faceți sporturi de viteză, că e alergat sau ciclism sau orice alt sport care se întâmplă așa mai pe viteză, pe rapiditate, aveți grijă să nu vă accidentați în luna iulie. Hai să clarificăm acest 8 de bâte pentru nativii din Zodia Leu pe partea de sănătate în luna iulie. Foarte frumos! Văd că toate aceste cărți de clarificare sunt niște cărți pozitive. Prin urmare, vreau să accentuez și partea pozitivă a acestui 8 de bâte, și anume că dacă veți găsi tratamentul pentru o problemă de sănătate pe care o aveți, lucrurile o să se îmbunătățească foarte, foarte rapid. Aici cu 2-ul de bâte, văd că e posibil ca tratamentul sau terapia optimă pentru voi să vină din străinătate, să fie ceva străin, ceva nou, ceva inovativ. Cu 6-le de cupe văd că o să vă dea mai multă energie, o să vă ajute să vă îmbunătățiți starea de sănătate și să vă simțiți din nou ca atunci când erați mai tineri, mai energici și mai fără probleme. Și cu 3-ul de cupe văd clar că până la finalul lunii iulie o să aveți motiv de sărbătoare, motiv de bucurie, pentru că aici se rezolvă o problemă pe starea voastră de sănătate. Lucrurile se desfășoară foarte frumos pe acest sector de viață. Profitați de această energie în luna iulie ca să vă tratați orice afecțiune aveți în corp. Fie că aveți o simplă carie pe care trebuie să o tratați sau că e vorba de ceva mai complicat, mai complex, mai grav sau mai problematic. Hai să vedem acum în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre. Aici avem o carte care combină într-un mod foarte interesant energia diavolului, arcana majoră care în tarot reprezintă și zodia Capricornului și energia cinciului de bâte. Aveți grijă în afaceri, la locul de muncă, să nu vă certați cu colaboratorii, cu colegii, cu superiorii sau subalternii. Pentru că aici diavolul o să vă pună în față toate aceste tentații, o să iasă la suprafață nevoia voastră de control și de a urmări până la cele mai mici detalii cum se desfășoară o situație. Ori aici, mai ales dacă sunteți pe poziție de conducere, mai ales dacă sunteți manager de proiect sau trebuie să supervizați activitatea altor oameni, trebuie să înțelegeți că la un moment dat trebuie să lăsați lucrurile din mâna voastră și să aveți încredere că oamenii către care delegați acele responsabilități chiar o să se asigure că lucrurile se duc la bun sfârșit. Trebuie măcar să le dați o șansă acestor oameni și de-abia după ce le-ați dat o șansă, dacă nu se ridică la nivelul așteptărilor voastre, da, atunci ok să interveniți. Hai să clarificăm această energie atât de interesantă, dar și problematică pe partea de afaceri, bani și carieră pentru luna iulie, pentru nativii din Zodia Leu. Foarte interesant! Această carte clarificată de trei arcane majore. E clar că aici, pe partea de afaceri, bani și carieră, o să fie concentrată foarte multă energie în viața leilor. În primul rând, avem aici roata norocului. Chiar dacă diavolul vă pune în față niște tentații, văd că o să puteți să faceți alegerea corectă, pentru că aici roata norocului este de partea voastră. Norocul vă surâde, a ieșit soarele și pe strada voastră și cu împăratul, arcana majoră care în tarot reprezintă și zodia berbecului,
și care ne vorbește despre figuri de autoritate de la care putem să obținem suport, văd că aici cineva vă ține spatele și cu nebunul văd că e momentul ideal să riscați, să faceți pasul acela în necunoscut, pentru că din această combinație de cărți văd că răsplata va fi pe măsura riscului pe care vi-l asumați. Dar asta nu înseamnă că e ok să fiți aroganți. Aici singurul lucru care poate să vă deturneze tot acest noroc este acest diavol combinat cu acest 5 de bâte, această aroganță, această fire certăriață. Aveți grijă, țineți-vă departe de certuri, țineți-vă departe de controverse și atunci o să puteți să profitați la maxim de toată promisiunea aceasta atât de benefică pe partea aceasta de afaceri, bani și carieră. În luna iulie, dragii mei lei, aveți grijă la capricornii din viața voastră și profitați de berbecii din viața voastră pentru că aceștia o să vă ajute. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card din aceste cărți de înțelepciune, din aceste cărți Puterea Gândului, ca să vă las cu un gând frumos, cu un mesaj frumos pentru luna iulie. Bineînțeles, nu uitați și de etalările zilnice, pe care chiar dacă le-am restrâns și le-am făcut mult mai scurte, doar de un minuțel pe zi, vreau să vă folosiți de ele ca de niște semne de circulație care să vă ajute să vă ghidați traseul în această lună iulie. Bineînțeles, majoritatea mesajelor mă aștept să le luați din etalările lunare, de aceea e important să vă uitați și la etalarea pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau orice alt plasament planetar important, dar și cele zilnice, etalările zilnice, chiar dacă sunt scurte, vreau să fie scurte și la obiect ca să vă dea așa o inspirație pentru ziua care vine. Și acum hai să vedem gândul frumos cu care vreau să vă las pe voi, pe toți nativii din Zodia Leu pentru luna iulie. Este următorul. Sunt în siguranță. Este doar o schimbare. Trec toate hopurile cu veselie și ușurință. Vechiul se dezvăluie în noi și minunate experiențe. Viața mea devine din ce în ce mai bună. Un mesaj foarte frumos care aici văd că completează și pe partea de dragoste și pe partea de sănătate, dar mai ales rezonează aici pe partea de afaceri, bani și carieră. Acceptați schimbările pentru că toate schimbările care o să vină în viața voastră în luna iulie sunt spre mai bine. În urmare, acceptați-le cu brațele deschise, așa cum face acest nebun aici, în această arcană majoră, pășiți cu brațele deschise și cu încredere în necunoscut, pentru că acolo universul este de partea voastră și vă rezervă foarte multe surprize plăcute. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!